Hei toată lumea, eu sunt Mr. Time for Games sau Mr. TG, cum se mai spune, și astăzi să jucăm Clop. Acest joc este un joc pentru rocker, pentru punkeri, pentru cei care n-au avut parte de o șansă în viață. Cum veți juca acest joc, soarta vi se va schimba. Veți avea parte de bucurii. Da. Cam asta. Este un joc foarte frumos, care nu-l poți descrie în cuvinte. Este un joc care te schimbă ca om după ce joci. Să jucăm. Click mouse to begin. Ok. Să jucăm. Am prins ideea. Acesta este Justin Bieber. Și tu trebuie să fugi de el. Și te duci la fata care pe radar sau ceva în genul, hartă, apare. Care... de căluț. Acest joc este foarte frumos. Te va schimba ca om, dar după ce îți va muri calul, stați să moară calul și o să vă arăt. Veți simți sentimente de ură, dor, jale, tristețe, mâhnire, melancolie. Și nu, căluțul meu a reușit să stea 3 secunde în corn. Sau unicorn, sau ce fie asta. O specie ciudată. Hai căluțule. Poți să faci? Poți? Nu! Oh, nu. Vedeți, asta este sentimentul de care v-am povestit. Mânire. Ți-a murit căluțul. Nimeni nu poate descrie ce simt acum. Oh, cred că am prins mișcarea. Haideți, hai căluțule. Nu. Încet, căluțule, încet. Ai, așa, bun, să ne calmăm. Mi se pare că căluțul meu a mut master, pentru că vrea să dea peste cap, să dea un bunny up, sau ceva în genul. Hai căluț. Acest joc este foarte frumos, cum v-am zis. Nu-l puteți descrie în cuvinte. Este un joc care vă va schimba viața. Hai căluț. Da, și căluțul meu văd că nu vrea să apăs pe toate tastele. Nu vrea. O să vă las linkul în descriere, dacă cumva vreți să jucați și voi. O să vă las mai multe linkuri. Da, așa, bun. Am ajuns la pietre. Nu știu pe cineva care să fi terminat acest joc. Și a murit. Să mai jucăm o dată, să mai încercăm. Da. Este un joc greu. Cred că pe acest unicorn îl cheamă Clop. Nu sunt sigur. O să pun o leacă de pauză, revin imediat. Am revenit. O problemă. De calculator. Nu, n-am murit. Oare mai sunt șanse să salvez? Nu mai erau. I swear I shall never die. Ceva Justin Bieber, adică tipul ăsta, care stă în fața mea și mă privește. Tot zice ceva, dar eu zic... Plec mai departe și nu îmi pasă ce zice. Mănâncă pământ. Da, mănâncă-l. Dicăluț. Nu, te da peste cap. Căluțule, astăzi nu se mai face parcur. Așa. Să mai încercăm o dată. Nu. Și cum v-am zis, căluțul ăsta este tare mâhnit. Pentru că nu vrea nicio formă să termine acest traseu. Hai căluț. Așa. Dar cred că îmi va lua ceva o oră. Nu. O oră să termin tot traseul. Și cred că mai sunt câteva nivele. Cred că cei care l-au inventat au avut o sclipire de la Dumnezeu când l-au pus pe internet. L-au făcut public. Cum să zic. Și de aceasta
este un joc care vă va schimba viața complet. Credeți-mă. Mulți colegi din clasă de la mine încep să joace și deja se văd rezultatele asupra notelor. Notele sunt mai proaste. Și de asta Clop va face o schimbare în viața fiecăruia. Pietrele astea mă enervează la propriu, pentru că nu-mi dau seama cum să trec de ele. Oh, am ajuns destul de departe. Trebuie să calmez lucrurile. Hai, Clop. Nu, 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 acum. Cred că asta este ultima tură, după care o să închid videoul. O să fac și un al doilea episod, sau, de fapt, de ce nu o să lungesc episodul ăsta? O să încerc să-mi depășesc liniuța galbenă care apare aici pe ecran. De fapt, nu o să o vedeți, că cursorul nu poate merge până acolo. Acolo... Nu, 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 nu! Trebuie să-mi găsesc ritmul, cred că e ceva în gen pac. Deci astea sunt picioarele de la spate. Așa, cred că e pac, 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 pac. Deci nu, nu, nu. Am prins ritmul. Încă o dată. Am prins ritmul, băieți. Am prins ritmul. Stai, cum era? Pac, 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 pac. Trebuie să apăsați prima dată JK și apoi HL. Deci ambele, JK, HL, JK, HL, JK, HL, JK, HL, JK, HL, JK, HL, JK, HL. Asta este. Da. Aici cred că era altă șmecherie, dar nu contează. Cred că asta este. Ia să vedem încă o dată. Mamă, chiar asta este ritmul. Sau poate nu. A, asta a fost și pentru astăzi. Jocul ăsta este o schimbare totală în viața fiecăruia. Eu o să vă rog să-l jucați. Linkul este în descriere. Eu sunt Mr. Time for Games și voi tocmai v-ați uitat la videoclipurile mele. Like și subscribe dacă v-a plăcut și v-a simțit bine. Și dacă Clop a făcut o schimbare în viața fiecăruia. Pa, pa!